Majda, bine ai revenit, Majda. Bună dimineața. Bună dimineața. Arăți absolut spectaculos. Mulțumesc. Este foarte frumoasă această roche. Uite? Da, și să știi că eu chiar apreciez faptul că tu poți să gătești toate bunătățile în bucătăria, vorbește lumea, fără să dai pe tine. Ai să gătești acesta? Serios, deci odată mă un strop, n-a sărit de absolut nimic, este perfect, știi să gătești curat, întotdeauna delicios, înainte să ne spui ce ne faci astăzi. Da. Te-aș întreba și pe tine, care este ziua ta preferată din săptămână? Miercurea îmi place, cel mai mult îmi place miercurea. Drang, de ce miercuri? Cred că atunci m-am născut, într-o miercuri și este la jumătate și mi se pare că atunci prind eu mai multă energie și deci îmi place să nu te chinuim prea tare azi. Să te luăm așa, ușure. A, nu, nu, că n-am problemă cu luni. Că știi că zice de luni. De luni am zis că mă duc la sală să se noteze. Bun, hai să gătim atunci. Da, hai, gătim. Da? Da. Și facem ceva bun astăzi. Majda vine cu un preparat de care eu n-am auzit în viața mea. Nu știu dacă voi ați auzit de... Pate de ciuperci, dar de post, să știți. Pentru că există un preparat care nu este de post. Pate de ciuperci, dar nu este de post. Noi îl facem astăzi de post. Dar care e diferența între unul și altul? Păi, acolo poți să pui și pui, de exemplu, fica de pui, fica de pui cu ciuperci. Okay. Dar acum o să folosim doar ingrediente naturale și chiar recomand acest preparat pentru că este ușor de făcut și este și sănătos. De ce este sănătos? Folosim pe lângă ciuperci care sunt super nutritive și nucile. Conține omega, hai că mă fac și... Zine, că oricum avem o discuție despre vitamine și despre lucruri foarte importante pentru corpul nostru imediat. Deci conțin nucile omega 3? Da. Și eu, de exemplu, îi dau jaclinei undeva la 20-30 de grame de nuci, dar nuci crude, nu prăjite, nu sărate, pentru că aici o să vedeți și caju, la fel, crud, deci avem așa, haideți să spunem rețeta preparatului, luăm, pentru că discuția aia despre nutriție te duci tu în altă parte. Așa, 50 de grame de nuci combinat cu caju, 30 de grame de nuci cu 20 de grame de caju, am două cepe roșii, 500 de grame de ciuperci brune, cimbru, ca și condimente. Cimbru, sare, piper, o să pun foarte puțin boia iute și pătrunjel. Cum fac? Călesc ceapa, o să trag un pic la tigaie aceste nuci, fără ulei, fără absolut nimic, după care separat o să trag în 2-3 linguri de ulei de măsline aceste ciuperci cu condimentele, exact, undeva la 10-15 minute, toate o să le blenduiesc, dar o să-ți mai spun pașii că o să iasă o pastă și o să fie foarte bun. Avem și toast? Avem și toast ca să avem și pe ce să așezăm această pastă odată ce este gata. Bine, până o punem noi la odihnit pe o felie de pâine, pasta asta, sau mai bine zis, acest pate de ciuperci. Atenție mare că astăzi facem un preparat de care nici măcar nu știam că există. Eu nu știam, nu înseamnă că nu știa nimeni. Pate de ciuperci. Majda se ocupă. Pate de ciuperci de post, dar o să gust și o să vezi că este absolut delicios și sănătos și o să devină, nu știu dacă preferatul tău, pentru că tu ești fan carne, nu? Nu neapărat, să știi că am avut surprize în bucătărie de-a lungul timpului în emisiune. N-aș fi zis, dar am descoperit niște preparate extraordinare fără carne. Deci, vezi? Cine de-aia vin cu tot felul de preparate noi, pentru că putem să ne extindem. Și acest preparat, după cum ați văzut, se face foarte ușor. Aveți nevoie de ceapă roșie, am călit-o, două cepe roșii. Astea sunt ingredientele de care avem noi practic nevoie. Foarte puține. Ceapă roșie, 500 de grame de ciuperci brune, trase la tigaie în 2-3 linguri de ulei, nu mai mult, ulei de măsline. Am folosit 50 de grame de nucă. Ai pus o combinație. Eu am folosit o combinație, dar puteți să folosiți și doar nucă. Nucă 30... și caju, nu? Da, 30 de grame de nucă cu caju. Uite, mai am eu aici pentru tine. Dacă... Cam așa iese rezultatul final după ce le amesteci nușile. Da. Și le tragi foarte puțin la tigaie, undeva la 5 minute sau le băgați la cuptor pentru că sunt la fel de delicioase. Acum o să vin cu ceapa peste, așa, după care o să pun și ciupercile și foarte puțin pătrunjel. Haideți să vă arăt cât pătrunjel. Poate vreți să gătiți odată cu noi. Cam atât de pătrunjel. Da? Așa. Și asta este tot. Punem ciupii. Ca și condimente am pus sare, piper, cimbru, după cum vedeți. Și mie îmi place picant și am venit și cu foarte puțină boia iute. Așa că puteți să puneți și voi. Și o să facem, vezi, și castravete. Da, ca să combine așa, ca să fie un gust echilibrat. Bun. Bun. O să le blenduiesc, dar o să fac zgomot. Da, se poate? Da, cum să nu. Vrem să obținem o pastă, da? Vrem să obținem o pastă. O zgomot să în 3, 2, 1. Nu? Hai, Majda. Uite, cam așa. Stai să vorbesc. Deci cam așa trebuie să arate. Ca și nuanță.
Ok. Mă rog, o să continui după eu. După ce le blenduim acolo, ce urmează să facem? Normal ar trebui să lăsăm la rece. Dar eu știu că sunt surprinzătoare. Am făcut preparatul acasă pentru că mi-am dorit să savurați deja exact gustul. Dar dacă nu aveți răbdare, puteți să-l mâncați și așa. O să fac niște felii. Dar nu, felii. E că îi se schimbă și textura dacă exact, îl recești, da. Se groasă un pic, este mult mai bun. Cât stă la rece? Undeva la 3 ore, cam așa. Ca să devină consistent. Bine, o oră. E bine? O oră jumate, hai de la mine, treacă de la mine. După o oră jumate e consumabil, da? Uite, că tocmai o să poți să faci diferența. Ți-am adus și rece și cald. Și o să gusti din ambele. Ți-e foame, nu? Am mâncat și crud, e bun și crud. Da. E bun? Mă rog, n-am gustat. Eu nu prea gust din mâncare și nu știu dacă e echilibrat. Ai zis puțină boia? Oarecum eu aș face președinte pe Majda, ca să fiu sincer. Pentru că Majda, astăzi la Vorbește Lumea, ne-a făcut ceva ce eu nici măcar nu știam că există. Da. Și anume, pate de ciuperci. Cum vine asta? Cum vine asta? Uite cât de bine arată. Ți se pare că arată bine? Arată extraordinar, abia aștept să gust. Hai, arată ca un pate până aici. Nu mai pierde timpul, te rog să iei o furculiță, timp în care eu o să le spun din nou rețeta oamenilor, că poate au dat drumul un pic mai târziu. Da. Așa, am avut nevoie de 500 de grame de ciuperci brune, două cepe roșii pe care le-am călit, după care am tras la tigaie 50 de grame de nuci, eu am combinat caju cu nuca, în total am făcut 50 de grame. Da. Am blenduit absolut tot, după ce am tras la tigaie ciupercile, unde am venit cu condimente, boia iute, dacă nu preferați picant, atunci o înlăturați, piper, sare și cimbru uscat. 15 minute l-am ținut până s-a evaporat toată apa, tot sucul, de fapt și de drept. Cum e? Pentru prima dată. E foarte bun. Stai să văd dacă... Ia. Gata, da, e adevărat. Și chiar puțin picant, e perfect. Vezi, nu e foarte mult, foarte puțin, pentru e că tu nu preferi picant. Și de ce am dat rețeta aceasta? Pentru că de foarte multe ori când ținem post, rămânem în pană de idei. În afară de cartofi, fasole, mă rog, sunt câteva combinații clare. Ne e teamă, dar ați văzut cât de simplu se face. Puteți să lăsați la rece. Acesta este lăsat la rece. Stai o secundă. Păi dau ce să... Ce dai? Păi nu s-a dat, s-a ocupat cineva de ceasurile de aici. Cât ai zis? 12? Cât e acum? Și 28. 12-29. 29. Mulțumim și Robel. Gata, stați așa, stați că vine. 27-28. Gata. Vrem să aplaudăm și pe tine. Să funcționeze planeta în continuare. Dădea și vreo 10 ani, așa. 20 în urmă. Uite, dacă se poate, dacă tot se dă timp înapoi. Arăs ca la 20 de ani, hai, nu te mai alinta. Mulțumesc. Deci mulțumesc. Să terminăm ce spuneam. Să terminăm ce spuneam, asta este toată rețeta de care aveți nevoie. Pătrunjel, ciuperci, ceapă, condimente, după cum vă spuneam, și dragostea voastră. Oricum vă lăsăm rețeta pe pagina noastră oficial, Vorbește Lumea oficial. YouTube, o să găsiți și pe acolo, Facebook, completă. Și pe Insta, pe peste tot în curând și pe TikTok. Lili?